Transferul lui Man la Parma e un lucru foarte bun, atât pentru el cât și pentru fotbalul românesc. E clar că în Italia spațiile sunt mai mici, nevoia de a acționa cu o viteză mai mare e mai mare, e nevoie de mai multe acțiuni pe minut. E o supraîncărcare în momentul ăsta pentru Man, dar el se va adapta. Într-o perioadă mai scurtă sau mai lungă e nevoie de răbdare și sunt convins că plătind acea sumă Parma va avea răbdare. Prin chestia asta a trecut și Mihailă și ușor a început să joace, a început să marcheze. S-a adaptat, se va adapta și Man, pentru că trebuie să se adapteze la nou nivel. Și atunci vom avea încă un jucător, deja e un jucător pe care echipa națională se bazează. Cred că cu acești jucători putem să încercăm să construim și să jucăm între linii, să aducem mingea în zona careului și să nu intrăm în dueluri cu toate echipele, pentru că într-un joc de dueluri, mai ales corp la corp sau dueluri aeriene, poate și dueluri în viteză, dar corp la corp și dueluri aeriene, cred că România e inferioară tuturor echipelor din grupă.